Soarele și temperaturile ridicate i-au cam dat moșului planurile peste cap anul acesta. Renii s-au împotmolit, au rătăcit drumul, iar bătrânul cu barba albă s-a lăsat așteptat. În ajutorul său au sărit astăzi pompierii, însă experiența i-a arătat în cele din urmă calea cea bună lui Moș Crăciun. Încă de la intrarea în curtea inspectoratului, acesta a fost surprins să revadă copiii de altă dată, dar și prichindeii care l-așteptau cu multă emoție. Doamne, Aline, Aline! Bravo, Aline! Ce mai faci? Ce să fac, moșule? Ia uite, ce avem aici? Salut! Salut! Cornel, ce mare te-ai făcut! Rând pe rând, apoi copiii au urcat în poala lui Moș Crăciun și fiecare a recitat cum a putut mai bine câte o poezie. Crăciune, Moș Crăciune! Pune-te-o lângă masă și am obosit. Noi, împărate, am venit, tocmai la răsărit și căutăm cu adevărat pe noul împărat. Pe copii, eu mulțumesc, bucuriole, duc pe fașe, pe amin. Pe obraza, pe mânce, pe sula sau pe hainuri. Întâlnirea l-a emoționat și pe Moș Crăciun. Întâlnirea cu copiii cadrelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență este o întâlnire deosebită pentru că îmi dau o bucurie sufletească prin prisma faptului că ei sunt copiii salvatorilor din județul Olt. Sunt cei care dăruiesc tot timpul viață și speranță oamenilor din acest județ. Copiii au transmis bătrânului că îl așteaptă și în noaptea de ajun. O trusă de totul și parcă nici jucăria, un fel de... Nu știu, un fel de la niște deșeuri de alea mici cu jocării de alea mici. Două. Vreau să-mi aducă Wacky Wack și globulețe de pictat. Moș Crăciun le-a oferit și astăzi daruri micuților și a asigurat că și anul viitor se vor întâlni tot aici.